Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Alege-L pe Hristos. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Ioan capitolul 3, versetul 36. Indiferent câte alegeri greșite ai făcut în trecut, poți fi răscumpărat printr-o singură alegere bună. Alegerea de a te preda lui Hristos și de a-L urma. Un autor scria: te-ai întrebat vreodată de ce au existat două cruci de o parte și de alta a Mântuitorului? Sau de ce a stat Iisus la mijloc? Cele două cruci simbolizează unul dintre cele mai mari daruri ale lui Dumnezeu, darul alegerii. Cei doi tâlhari au multe în comun. Au fost condamnați după același sistem, au fost condamnați la aceeași moarte și au fost la fel de aproape de Hristos. De fapt, ei amândoi au început cu același sarcasm. Amândoi i-au spus lucruri pline de cruzime lui Hristos. Însă unul dintre ei s-a schimbat. El a spus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Iisus i-a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Am citit versetele 42 și 43 din Luca 23. Ne bucurăm că acest tâlhar s-a putut schimba, dar nu-l putem uita pe cel ce nu s-a schimbat. Sunt clipe în care Dumnezeu trimite tunete ca să ne sperie. Alteori Dumnezeu ne trimite binecuvântări pentru a ne atrage. Dar sunt și clipe în care Dumnezeu nu trimite decât tăcere, căci El ne onorează cu libertatea de a alege unde vrem să ne petrecem veșnicia. Nu ni s-a dat niciodată un privilegiu mai mare decât acela al alegerii. Gândește-te la tâlharul care s-a pocăit. Cu toate că nu știm prea multe despre el, cunoaștem un lucru. La sfârșit, toate alegerile sale greșite de până atunci au fost răscumpărate printr-o singură alegere bună. L-a ales pe Hristos. Am încheiat citatul. Și tu poți face această alegere astăzi. Și nu uita, până la urmă, cine crede în Fiul are viața veșnică. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Fii credincios. Este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Maleahi, capitolul 2, versetul 14. Întrucât cultura în care trăim devine din ce în ce mai permisivă, ideea credincioșiei în căsnicie este nu doar pusă la încercare, ci zdruncinată de-a binele. Industria divertismentului promovează ideea că infidelitatea este un joc extraordinar de jucat în doi. Nu ni se spune însă și partea neplăcută. După ce și-a făcut numărul, aduce suferință și deziluzii. Și asta nu numai pentru cei doi implicați, dar și pentru cei din jur, care sau pe care îi iubesc, care depinde ei și care caută la ei un exemplu. A sosit timpul să avem o discuție serioasă despre legământul căsătoriei. După entuziasmul curtării și domolirea pasiunii, te întorci la gătit, la curățenie, la câștigarea pâinii. Da, iarba pare mai verde în ograda vecinului, dar și acolo trebuie cosită. Când te întâlnești cu cineva, vezi cele mai bune laturi ale acelei persoane, dar când te căsătorești cu acea persoană, ajungi să trăiești cu tot cu defectele și cu viciile ei și cu ceea ce te irită. Și nu sunt puțini cei care poate abia au ieșit din experiențe absolut similare. Și încă ceva. Începe să ți se pară cam restrictivă viața de căsătorie, parcă prea te îngrădește. Și atunci, ce face cel care începe să se simtă ca prins în cursă? Sare dintr-o viață în alta, într-o căutare zadarnică a ceva de nedescris, ceva ce să nu se aștepte să găsească vreodată. Care este soluția? În loc să cauți persoana potrivită, caută să crești și să te maturizezi ca să devii tu persoana potrivită. Deseori, calitățile pe care le cauți la o persoană nouă zac nedescoperite și neapreciate în chiar cel de lângă tine, partenerul cu care ești căsătorit. Aceste calități sunt asemenea semințelor. Dacă le uzi, vor crește și se vor transforma în ceva ce îți va face plăcere. Așa că fă ceva special azi pentru soțul sau soția ta. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Poți duce o viață de creștin victorioasă. Nu purtați grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele.
Roman capitolul 13, versetul 14. Dacă dorești cu adevărat să duci o viață de creștin victorioasă, trebuie să faci cel puțin următoarele trei lucruri. 1. Rupe-o total cu vechiul tău stil de viață. Orice legătură pe care o mai păstrezi este o invitație pentru Satan de a reintra în viața ta. Noii credincioși din Efes au făcut în secolul I un lucru radical și au scos afară toate cărțile despre vrăjitorie și pornografie și le-au dat foc în public. Ei nu au fost nehotărâți, nesiguri, ci dimpotrivă au fost dedicați, au fost deciși. Chiar au trăit după cuvintele: nu purtați grijă de firea pământească, pentru că îi treziți poftele. Un al doilea lucru pe care trebuie să-l faci dacă vrei să ai o viață de creștin victorioasă: stabilește-ți rugăciunea ca prioritate. Rugăciunea pune în jurul tău un scut al ocrotirii divine. Nu-ți începe ziua fără să-l activezi. Domnul Iisus a spus: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Matei capitolul 26, versetul 41. Până nu-ți recunoști vulnerabilitatea față de păcat, nu te vei ruga să scapi de el și vei ajunge să ai parte de înfrângere. Arma cea mai eficientă pe care o are dușmanul împotriva ta ești tu. Omul tău cel vechi trebuie răstignit în fiecare zi. Și poți face lucrul acesta și prin rugăciune. Un al treilea lucru de făcut: umple-ți mintea cu adevărul Scripturii. Mântuitorul a spus: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Matei capitolul 4, versetul 4. De trei ori a încercat Satan în pustie să-l facă pe Domnul Iisus să cedeze în fața ispitei. Și de fiecare dată, în versetele 4, 7 și 10 din Matei 4, el, Domnul Iisus, a răspuns: este scris. Iar după a treia încercare, Satan a renunțat și l-a lăsat în pace. E drept, până la o vreme. De ce? Pentru că el nu poate avea câștig de cauză asupra ta când cunoști cuvântul lui Dumnezeu, când te încrezi în el și îl invoci. Așadar, îmbracă-te în fiecare zi cu armura „este scris”. Studiază cuvântul, memorează-l, activează-l și fii pregătit înainte să vină atacul. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ascultă glasul lui Dumnezeu. Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: iată drumul, mergeți pe el. Isaia capitolul 30, versetul 21. Unul dintre cei mai mari predicatori din Anglia s-a hotărât să nu mai meargă în America pentru a vorbi la o conferință importantă din cauza sănătății tot mai precare a soției sale. Deși biletul era deja cumpărat, vaporul a plecat fără el. Astfel, Stuart Holden a ratat o ocazie de aur în cariera sa înfloritoare de predicator. El era un soț iubitor și s-a dedicat îngrijirii soției sale, încercând să nu se gândească la ceea ce rata de partea cealaltă a Atlanticului. Adevărul e că suntem ușor de dezamăgit atunci când planurile ni se năruiesc. Ne descurajăm prea ușor când ratăm mari oportunități în carieră și văicăreala noastră dovedește că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum spunem. Asemenea ratări, asemenea mici neîmpliniri sau regrete care presupun amânări sunt însă deseori folosite ocrotitor, creativ de Tatăl nostru cel Ceresc. Cu siguranță că pentru Holden așa a fost, astfel că el n-a mai pus niciodată la îndoială momentul ales de Dumnezeu. De ce? Fiindcă acel bilet era rezervat pe un vas de lux ce nu se putea scufunda, Titanicul. Astăzi se vorbește atât de mult în biserică despre faptul că ne putem ajuta singuri, astfel încât providența și călăuzirea sunt rare ori pomenite. Dar concluzia este că noi nu stabilim planul lui Dumnezeu pentru viața noastră, ci îl descoperim. De cele mai multe ori nu înțelegem felul în care ne conduce Dumnezeu și numai retrospectiv vedem mâna sa la lucru. Pavel a scris: nădăjduiesc să vă văd întreagă când mă voi duce în Spania. Vezi Roman capitolul 15, versetul 24. Dar nu a reușit niciodată să ajungă acolo. În schimb, a ajuns la închisoare. Acela a fost locul de unde și-a scris epistolele. Așadar, iată o întrebare. Dacă crezi cu adevărat că Dumnezeu îți călăuzește pașii, de ce pui întrebări, de ce ai îndoieli, de ce te plângi? Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi.
alege să trăiești în pace. Trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 11. Când Domnul Iisus i-a trimis pe ucenicii săi în lume să propovăduiască Evanghelia, El le-a spus să meargă în fiecare cetate, să găsească o casă primitoare în care să stea și să spună pace vouă. Dacă erau primiți, puteau rămâne acolo să-și facă lucrarea. Dacă nu, trebuiau să plece și să scuture praful acelui loc de pe picioarele lor. Vezi Matei, capitolul 10, versetele de la 11 la 15. De ce a spus Domnul Iisus așa? Pentru că în loc să stai acolo unde ești tolerat, ar trebui mai degrabă să mergi acolo unde ești apreciat. Nu trebuie să-ți pierzi timpul cu cei care nu vor să fie ajutați. Dacă rămâi acolo unde există ceartă, nu poți fi eficient. Cearta îl întristează pe Duhul Sfânt. Când pacea dispare, dispare și Duhul Sfânt. Și El este Cel care face, de fapt, lucrarea. Întrebare. Când ți-l imaginezi pe Domnul Iisus lucrând în alții, cum îl vezi? Cu siguranță nu lucrând în grabă și sub stres, așa cum suntem noi deseori. Nu e așa că ți-l imaginezi făcând lucrarea calm, cu o pace profundă, de neclintit? Aceasta este o trăsătură pe care și tu trebuie să o dezvolți. Ca ambasadori ai lui Hristos, noi trebuie să ne asemănăm tot mai mult cu Stăpânul nostru în relațiile cu ceilalți. Apostolul Pavel scrie, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei, care este izvorul afecțiunii, al bunăvoinței, al dragostei și al bunătății față de oameni, Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Când recurgi la forță, la ceartă, la intimidare, la mânie, la constrângere, ești pe cont propriu. Dar când ai dovadă de afecțiune, de bunăvoință, de dragoste, de bunătate față de oameni, Dumnezeu a promis că va fi cu tine. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este: alege să trăiești în pace. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Despre propășirea sufletului. Doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine, tot așa cum sporește sufletul tău. 3 Ioan, versetul 2. Apostolul Ioan a deschis unul dintre cele mai scurte texte din Noul Testament cu această urare: doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Am încheiat citatul. Frumos! Dar pentru ca sufletul tău să sporească, câteva lucruri sunt necesare. Întâi, să-ți pui la îndoială necredința, nu credința. Petrecem prea mult timp cu neajunsurile noastre și experimentăm credința ca pe o flacără ocazională. Promisiunile lui Dumnezeu sunt pentru credincioși, așa că începe să crezi ceea ce spune Domnul. Un al doilea lucru necesar, nu te izola de biserică. Nu este o coincidență faptul că Vechiul Testament relatează istoria poporului lui Dumnezeu, iar epistolele nou-testamentale au fost adresate bisericilor. Creștem prin calitatea și cantitatea relațiilor pe care le avem și nu prin izolare. În al treilea rând, păzește-ți gândurile. Practică înfrânarea minții. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Scrie Pavel în Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 6. Un al patrulea lucru necesar pentru ca sufletul tău să sporească: practică mulțumirea. Asta îți va schimba ziua. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, scrie în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18. În al cincilea rând, dă la o parte orice îți distrage atenția de la Dumnezeu. Scurtează timpul pe care îl petreci la telefon, pe internet sau uitându-te la televizor. În al șaselea rând, fii milostiv. Filipianse i-a scris: mă minunez de zmerenia unui Dumnezeu care coboară pentru a trăi în făpturile lui slabe. Însă dovedesc eu aceeași atitudine față de cei cu care nu sunt de acord? Am încheiat citatul. Un al șaptelea lucru de făcut: fii concret, nu recurge la generalități când discuți despre credința ta. Lui Pavel nu i-a fost rușine de Evanghelia lui Hristos. Roman, capitolul 1, versetul 16. Nici ție nu trebuie să-ți fie. Un al optulea sfat, dacă vrei să fii sănătos în credință:
Fii bun, chiar și cu cei care te enervează. Nu uita, Dumnezeu i-a ales și pe ei. Uneori e mai simplu să fii bun cu cei necredincioși decât cu creștinii rigizi și cu spirit de judecată. Dar nu există altă cale. Deci, fii bun. Și în sfârșit, dar nu în cele din urmă, un al nouălea sfat pentru ca lucrurile tale să-ți meargă bine, sufletul tău să sporească. Iartă-i pe cei ce te rănesc. Ura împiedică vindecarea. Deci, adu suferințele tale înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu fi bârfitor. Cine umblă cu bârfel dă pe față lucruri ascunse. Proverbe, capitolul 11, versetul 13. Când bârfești, ești ca o mitralieră. Oprește-te și încearcă să-ți imaginezi. Când mitraliera este încărcată și țintești cu ea în direcția potrivită, poți câștiga lupta. Dar când nu o chești cu ea în direcția bună, ea poate distruge tot ce-i stă în cale. E ceea ce face și bârfa. Solomon a scris: cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Expresia a umbla cu bârfeli vine de la cuvântul iudaic racal, cu sensul de a circula. Probabil este derivat de la un vechi cuvânt ce înseamnă mercenar. Așadar, cel ce umblă cu bârfeli este o persoană care răspândește bârfa. Se spune că o mamă pregătea cina într-o seară când fiul ei mai mic a venit în fugă la bucătărie. Ce a făcut scumpul mamei toată ziua, a întrebat ea. M-am jucat de-a poștașul, a răspuns el. De-a poștașul? S-a întrebat mama cu voce tare. Cum te poți juca asta fără scrisori? El a răspuns: o, am avut o grămadă de scrisori. Alarmată, i-a întrebat: ce scrisori? Fiul a răspuns: le-am găsit legate cu o panglică într-un cufăr vechi în pod și i-am pus câte una în fiecare cutie poștală de pe stradă. Chiar și atunci când nu ești rău intenționat, vorbele tale pot stârni o reacție în lanț care devastează viețile oamenilor și pot produce despărțiri. De aceea Biblia spune prin același Solomon, Proverbe, capitolul 16, versetul 28, omul neastâmpărat stârnește certuri și pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Dacă nu ești sigur că ceea ce împărtășești altora în taină va rămâne o taină și va duce la ceva bun, nu împărtăși deloc. Dacă simți că trebuie să vorbești cu cineva, vorbește cu cel care poate face ceva, adică cu Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cere-i lui Dumnezeu o viziune. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Evrei, capitolul 12, versetul 2. Viziunea este o imagine a ceea ce ar putea fi și nu a ceea ce este. Viziunea ta ar putea fi aceea de a ajuta pe cei marginalizați și uitați. Asemenea lui John Kirkby, care și-a părăsit locul de muncă din domeniul financiar când a simțit chemarea lui Dumnezeu de a ajuta pe săraci și care a fondat astfel organizația Christians Against Poverty, creștini împotriva sărăciei. Sau viziunea unei afaceri cinstite, unde angajații să se simtă protejați. Cum au procedat fondatorii creștini la Cadbury, Rowntree și Fry, din industria cofetăriei. Poate fi o viziune a libertății, acolo unde există asuprire. Ca aceea care l-a făcut pe William Wilberforce să renunțe la o viață de privilegii pentru a lupta pentru eradicarea sclaviei. Sau viziunea noastră poate fi mai neînsemnată, mai simplă. Cum ar fi să devii primul membru al familiei care termină o facultate. Sau să devii un părinte bun pentru copilul tău, chiar dacă tu nu ai avut parte de așa ceva. Sau dezvățarea de un obicei prost înainte să te zdrobească. Sau să învingi teama de tehnologie și să înveți să folosești un iPad, de exemplu. Sau să-ți petreci anii pensiei influențând lumea din jurul tău. Henry Thoreau a spus: dacă ai construit castele în aer, ai grijă și pune și temelii sub ele. Am încheiat citatul. Dar faptul de a avea o viziune nu este suficient. Trebuie să existe și un angajament de a o pune în aplicare. Aceasta se numește misiune și presupune stabilirea unor pași specifici, măsurabili, care trebuie parcurși. Acești pași poartă numele de scopuri.
scopurile stabilesc un plan pentru îndeplinirea misiunii și pentru împlinirea viziunii. În general, vei avea o singură viziune, dar mai multe obiective. Și fiecare obiectiv atins te aduce cu un pas mai aproape de împlinirea viziunii. Iată vestea cu adevărat bună. Când viziunea ta vine de la Dumnezeu, El îți va da tăria, înțelepciunea, relațiile, conexiunile și resursele de a o realiza, deoarece El este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să lucrezi pentru oameni? I-au adus un slăbănog purtat de 4 inși. Marcu 2, versetul 3. A fost nevoie de 4 oameni pentru a-l aduce pe omul acela la Domnul Iisus. Și din fericire, ei nu au fost tipul de oameni care se renunțe ușor. Nu s-au lăsat descurajați sau blocați de mulțimea care le stătea în cale, ci au desfăcut acoperișul pentru a-l duce la Iisus pe prietenul lor suferind. Așadar, dacă dorești să lucrezi pentru oameni, 1. Trebuie să fii conștient de nevoia lor. Ai putea crede că totul este în regulă cu ei și cu toate acestea pe dinăuntru să fie caz de targă. Când sunt singuri, ei strigă, Doamne, dacă nu mă ajut, sunt pierdut. Suferă, sunt disperați și neputincioși și ei știu asta. Dacă dorești să lucrezi pentru oameni, în al doilea rând, nu trebuie să-i dezamăgești. A-ți lua angajamentul de a aduce pe cineva la Hristos înseamnă a ridica, a refuza să dezamăgești, a duce persoana până la capătul drumului. Înseamnă să mângâi, să încurajezi, să o ții strâns, până când El, Mântuitorul, o atinge. În al treilea rând, trebuie să lași pe Iisus să lucreze. Adesea cei care suferă nu știu ce le trebuie, dar Iisus știe. Așadar, odată ce îi duci la El, dă-te deoparte și lasă-L pe El să lucreze. După ce am stat o vreme în biserică, avem tendința să căutăm semne exterioare ale schimbării. Domnul Iisus însă a recunoscut că prima nevoie a acelui om a fost iertarea. Fiule, păcatele îți sunt iertate, scrie în versetul 5 din Marcu 2. După aceea, el s-a adresat celui de-a doua nevoie a bărbatului. Scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă, versetul 11. Nu respinge modalitatea lui Dumnezeu de a lucra pe căi neînțelese de tine. El știe ce face. Și nimic din ce face El nu este cu jumătate de măsură. Odată ce începe să lucreze în cineva, El va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Filipeni, capitolul 1, versetul 6. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să lucrezi pentru oameni? Partea a doua. Au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus. Marcu 2, versetul 4. Când cei 4 oameni care îl duceau pe prietenul lor paralizat au ajuns la casa în care predica Domnul Iisus, mulțimea era atât de numeroasă încât părea că n-au nicio șansă să ajungă la el. Așa că au avut de ales să renunțe sau să persevereze și să găsească o cale de a intra. Atunci le-a venit o idee, numiți-o trăznită sau disperată, cum vreți. Să se urce și să desfacă acoperișul casei unde era Iisus. Când în cele din urmă l-au spart, l-au coborât pe bolnav înaintea Domnului, văzându-le credința, Iisus i-a spus omului, versetul 11, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Ceea ce s-a întâmplat după aceea pare simplu, dar este nemaipomenit. Îndată, citesc versetul 12, slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Oricare ar fi acoperișul care te separă pe tine sau pe cineva drag de Domnul Iisus, obstacolul trebuie dat la o parte. Sparge-l, înlătură-l, nu lăsa nimic și pe nimeni să stea în cale. Domnul Iisus poate da oricui vindecare, un nou început, un serviciu bun, o lucrare eficientă, dacă acel cineva e dispus să lucreze. Oamenii din povestirea evangheliștilor au fost radicali în abordarea lor. Ei nu au avut numai credință, ei au avut credință în acțiune. Ei au venit să-L vadă pe Domnul Iisus și au refuzat să fie dați la o parte.
în timp ce spărgeau acoperișul, își spuneau: sunt numai câțiva centimetri care ne separe de o minune și n-avem de gând să ne dăm bătuți. Faptul că au crezut lucrul acesta le-a dat curajul și hotărârea să continue. Așadar, indiferent ce ai de făcut azi, nimic să nu te împiedice să ajungi la Domnul Iisus. Ești mai aproape de reușită decât crezi. Așa că nu înceta să lucrezi și nu te opri până nu ajungi la țintă. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Aș dori să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Ioan capitolul 15, versetul 12. Un consilier creștin scria odată: profesoara unor elevi de clasa a 6-a mi-a împărtășit rezultatele unui proiect de scriere creativă pe care l-a avut la clasa ei. Ea le ceruse copiilor să compună mai multe propoziții care să înceapă cu aș dori. Profesoara se aștepta ca elevii ei să scrie despre dorința lor de a avea biciclete, jucării, animale, de a face excursii la diverse parcuri de distracții și așa mai departe. În schimb, 20 din 30 de elevi au făcut referire la despărțirile sau la conflictele din familiile lor. Aș dori ca părinții mei să nu se mai certe. Aș dori ca tata să se întoarcă la noi. Aș dori să iau numai 10 pentru ca tata să mă iubească. Aș dori ca mama să nu aibă un iubit. Aș dori să am o mamă și un tată pentru ca ceilalți copii să nu mai râde de mine. Am 3 mame și 3 tați și ei îmi distrug viața. Aș dori să am o pușcă ca să-i împușc pe cei ce râd de mine. Și așa mai departe. Nici măcar nu mai este o știre că familia din zilele noastre suferă mari necazuri. Însă pentru mine este o mare durere să văd copilași ca aceștia luptându-se într-o perioadă a vieții când simpla creștere este o mare provocare pentru ei. Am încheiat citatul. Milioane de copii, ca aceia de care a fost vorba, sunt prinși în aceeași cursă. Fiecare aspect al vieții lor este influențat de instabilitatea familiei în anii de creștere. Fără a avea acces la consiliere de specialitate, mulți dintre aceștia vor duce cu ei aceste probleme în relațiile lor viitoare. Atunci, tiparul dezintegrării se va repeta în generația următoare. Încheiind meditația de azi în aceeași notă și în același fel cum a început, mă întreb cum ar completa copiii tăi propozițiile care se înceapă cu aș dori. Gândește-te astăzi la acest lucru și fă ceva. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cine-ți spune adevărul? Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Proverbe capitolul 27, versetul 6. Când vorbim despre părerea pe care o avem despre noi înșine, cu toții dăm dovadă de slăbiciune. Așa că avem nevoie de alții care să ne spună adevărul, fără menajamente sau complimente gratuite. Când cineva te iubește cu adevărat, se va simți obligat să-ți dezvăluie defectele din viața ta, păcătoșenia și domeniile care au nevoie de îmbunătățire. Vei fi tentat, poate, să nu le iei în seamă. Însă trebuie să treci peste înțepătura vorbelor și să asculți adevărul din mesajul lor. Autorul proverbelor ne spune: rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Uneori adevărul doare. Am încheiat citatul. Uneori adevărul doare, dar trebuie să ai credința că cei ce te încurajează în viață nu-ți vor decât binele. Dacă e să trăiești vreodată sentimentul împlinirii în viață, atunci ai nevoie de cineva de încredere, de cineva care vede unde ești și spre ce duce calea pe care te găsești. Dacă vrei să te cunoști cu adevărat, inclusiv părerea pe care o au ceilalți despre tine, ai nevoie de o oglindă de încredere care să-ți redea adevărul și nu ceea ce ți-ar plăcea ție să vezi. Dacă respingi exact răspunsul de care ai nevoie, gândește-te la aceste maxime biblice. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Proverbe 12:15. Sau: prin mândrie se atâță numai certuri, dar înțelepciunea este cu cel care ascultă sfaturile. Proverbe 13:10. Și: planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chipzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Proverbe capitolul 15, versetul 22. Așadar, iată întrebarea. Cine îți spune adevărul?
persoana aceea îți este adevăratul prieten. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Învinge teama de moarte. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele. Psalmul 39, versetul 4. Data viitoare când treci cu mașina printr-un tunel și ieși de cealaltă parte, adu-ți aminte că așa este viața pentru orice copil răscumpărat al lui Dumnezeu. Spui noapte bună pământului și auzi bună dimineața în ceruri. Dr. Elizabeth Kübler-Ross a explicat că majoritatea dintre noi trecem prin următoarele etape când ne confruntăm cu perspectiva că vom muri. 1. Starea de șoc. O, Doamne! 2. Etapa negării. Nu se poate să fie adevărat. 3. Etapa mâniei. De ce eu? 4. Etapa negocierii. Scapă-mă, Doamne, și voi face cu tare lucru pentru tine. 5. Etapa depresiei. Gata, totul s-a sfârșit. Nu mai am nicio speranță. 6. Etapa cercetării. Ce pot face pentru ca zilele care mi-au mai rămas să merite? Și 7. Etapa acceptării. Nu are rost să mă lupt cu inevitabilul. De fapt, din clipa în care ne-am născut, cu toți am început să fim în criză de timp. Doar că în întrebările și entuziasmul copilăriei, în graba și stresul vieții de mijloc, nu ne prea gândim la asta. Suntem ca acea persoană care și-a scris pe piatra funerară: m-am așteptat să se întâmple, dar nu chiar așa de repede. Însă pe măsură ce îmbătrânim și înțelegem că avem mult mai puțin timp înainte decât în urmă, începem să ne rugăm împreună cu psalmistul: învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Psalmul 90, versetul 12. Cineva l-a întrebat pe Charles Spurgeon: aveți harul morții? El a răspuns: acum nu, dar îl voi avea când voi muri. Harul care te-a mântuit și care te-a susținut până în acest moment va fi cu atât mai mult cu tine când vei trece din viața neînsemnată de pe pământ la viața îmbelșugată de dincolo. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Învinge teama de moarte. Partea a doua. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ioan, capitolul 11, versetul 25. Cu câțiva ani în urmă a apărut o melodie devenită foarte cunoscută, care conținea în versurile sale și afirmația: toți vrem să ajungem în cer, dar nimeni nu dorește să moară. Oare de ce? Deoarece nu suntem siguri că suntem pregătiți. Dar putem fi. Cum? În primul rând, te poți pregăti spiritual și emoțional. Domnul Iisus a spus: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Am citat versetele 25 și 26 din Ioan 11. Când îți pui nădejdea în Hristos, moartea nu va fi sfârșitul, ci începutul celei mai mărețe stări. Cum te mai poți pregăti? În al doilea rând, din punct de vedere relațional. Cum? Spunându-le zi de zi celor dragi din viața ta cât de mult îți pasă de ei. De asemenea, trebuie să îi ierți pe cei ce s-au greșit și să cauți iertarea lor dacă tu le-ai greșit. Vezi și Matei, capitolul 11, versetele 25 și 26. Cum te mai poți pregăti? În al treilea rând, din punct de vedere financiar. Una din ultimele lucrări ale lui Hristos pe cruce a fost să-și încredințeze mama uneia dintre ucenici. Un bun gospodar lasă după el un testament valabil și instrucțiuni clare referitoare la bunurile pământești și la modul în care dorește să aibă loc în mormântarea sa. Poate nu e un gând prea plăcut, dar e responsabilitatea ta spirituală. Apostolul Pavel scrie Filipenilor, capitolul 1, versetul 23: sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. De ce a spus Pavel că în cer este mult mai bine? Pentru că Dumnezeu îi arătase deja o fărâmă din ceea ce este cerul. David a simțit la fel: înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Psalmul 16, versetul 11. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Zdrobirea formează caracterul. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duc zdrobit.
Psalmul 51, versetul 17. Când ne supunem planului lui Dumnezeu pentru viața noastră, El ne dă puterea să ajungem la potențialul nostru de plin prin înfrângerea acelor laturi ale voinței noastre încăpățânate care trebuie să fie supuse Lui. Când aceste laturi sunt zdrobite, puterea Lui din viața noastră este eliberată și lucrurile încep să se schimbe în bine. Puterea și talentul fără caracter și direcție i-au distrus pe mulți. Probabil cunoști și tu asemenea persoane. Ai grijă! Dacă talentul nu ți este guvernat de caracter, vei da de necaz. Chiar dacă un cal este campion cu panglică albastră, dacă voința lui nu a fost zdrobită, puterea sa pune în pericol atât propria sa ființă, cât și pe acelor din jurul său. Putem observa două lucruri la un cal pur sânge, mai cu seamă la un campion. 1. El aude multe voci în timpul cursei, dar a învățat să reacționeze numai la una, la vocea jocheului. Acesta e și planul lui Dumnezeu pentru tine. Vei auzi multe păreri, dar pentru a câștiga în viață trebuie să fii condus numai de Dumnezeu. Și asta necesită smerenie. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Am citit versetul 9 din Psalmul 25. Un al doilea lucru pe care îl putem observa la un pur sânge: atinge performanțe maxime numai când este strunit și direcționat. Așadar, te zdrobește Dumnezeu într-un mod similar? Te ține El înfrâut spunându-ți: nu mai poți trăi așa făcându-ți voia, pentru că Eu am planul pentru tine? Cuvântul pentru tine astăzi este acesta: nu mai sunteți ai voștri. Ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți deci pe Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 și 20. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Motive potrivite pentru rugăciune. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Psalmul 139, versetul 23. Iată două greșeli pe care le facem când vine vorba despre rugăciune. 1. Ne concentrăm asupra eșecurilor. Astfel ne rugăm fără credință și fără încredere. Vezi 1 Ioan capitolul 3, versetele 21 și 22. Apoi, nu reușim să ne analizăm motivele. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Se roagă David în Psalmul 139, versetele 23 și 24. Există rugăciuni la care Dumnezeu nu dorește să răspundă spre binele tău, sau cel puțin nu răspunde chiar acum. Pastorul Jerry Sitzer scria: cauza poate fi dreaptă, dar totuși tu să greșești pentru că dai dovadă de mândrie, savurând victoria și pedepsindu-i pe cei ce greșesc cu o severitate ieșită din comun. Cel mai mare pericol pentru cei ce iau parte la o cruciadă este că devin orbi la propriile lor greșeli. Ei luptă pentru drepturi civile, dar tratează femeile de serviciu ca pe niște cetățeni de mâna a doua. Ei susțin standardele biblice cu privire la relațiile intime, dar arată prea puțină bunătate față de soțul sau soția lor. Rugăciunile neascultate sunt darurile lui Dumnezeu. Ele ne protejează de noi înșine. Dacă toate rugăciunile noastre ar fi ascultate, am abuzat de putere, am folosit rugăciunea pentru a schimba lumea după bunul nostru plac și ar fi iadul pe pământ. Aidoma copiilor răsfățați care au prea multe jucării și prea mulți bani, ne-am dorit tot mai mult. Ne-am rugat pentru victorie, dar pe cheltuiala altora. Ne-am intoxicat de putere, i-am rănit pe oameni și ne-am lăudat singuri. Isaia a spus: Domnul așteaptă să se milostivească de voi. Isaia capitolul 30, versetul 18. Rugăciunile neascultate protejează, frâng, zdrobesc și transformă. Rugăciunile neascultate din trecut, care ne-au făcut să ne simțim răniți și decepționați, au fost focul purificator care ne-a pregătit pentru răspunsurile viitoare. Am încheiat citatul din Jerry Sitzer. Concluzie: roagă-te pentru motivele potrivite, cu o atitudine potrivită, și acceptă chiar întârzierea sau absența răspunsurilor la rugăciune. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să-ți revii după divorț? Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Isaia capitolul 43, versetul 18.
Divorțul este unul dintre cele mai dureroase lucruri pe care le poate experimenta inima omului. Și din păcate devine tot mai frecvent și evident și în bisericile și comunitățile noastre. Nu suntem de acord cu divorțul, dar suntem de acord să-i ajutăm pe cei care trec prin așa ceva. Dacă ți s-a întâmplat și ție, știi că este adevărat. Dacă nu ți s-a întâmplat, fii mulțumitor și arată compasiune față de cei care au fost devastați de el. Ai fost călcat în picioare de cineva în care aveai încredere? Ești copleșit de singurătate în miez de noapte? Te simți ca și cum mai fi legat de mâini și de picioare? Ești supărat pentru că prietenii par să nu înțeleagă? Nu dispera. Împrejurările tale prezente se vor schimba. Îți vei reveni. Te vei ridica. Nu vei rămâne la pământ. Da, e nevoie de timp și va trebui să depui efort. Vei scrie pagini de tristețe în jurnalul tău. Însă prin harul lui Dumnezeu vei învăța să trăiești din nou și să iubești din nou. Când te apropii de Dumnezeu și când cauți cuvântul său, El îți va descoperi taina liniștii sufletești și modul în care poți să-ți reiei viața. Dacă ești partea nevinovată, citește acest verset și ascunde-l în inima ta. Domnul tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. Psalmul 147, versetul 3. Dacă ești partea vinovată, nu uita că ai comis un păcat, dar care poate fi iertat datorită harului lui Dumnezeu. Promisiunea lui Dumnezeu pentru tine este aceasta: Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Isaia, capitolul 43, versetul 25. Fie că ești partea nevinovată, fie cea vinovată, într-o despărțire, cuvântul pentru tine astăzi este acesta: Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să-ți revii după divorț? Partea a doua. Vă voi răsplăti astfel anii. Ioel, capitolul 2, versetul 25. E nevoie de timp ca să-ți revii după divorț și să înveți să trăiești din nou. Așa că ai răbdare cu tine însuți. Probabil vei trece prin etapele recunoscute ale durerii. În primul rând, negarea. Încerci să ignori sau să minimizezi cele întâmplate în speranța că vor dispărea. Îți este teamă de confruntare și o refuzi. Nu apelezi la ajutor de specialitate, întrucât crezi că totul se va rezolva până la urmă. O a doua etapă, mânia. Când cineva te respinge, stima de sine este afectată și reacționezi greșit. Faci afirmații la locul lor și necontrolate, izvorâte din haosul emoțional. Afirmații precum: Bine, mă bucur că s-a terminat, stai numai să vezi, voi găsi pe cineva care mă iubește și mă apreciază cu adevărat. O a treia etapă a durerii, negocierea. Odată ce îți dai seama că mânia îți răpește bucuria și face ca suferința să se adâncească, recurgi la o soluție sau la un compromis. Și când nici asta nu dă rezultate, treci la următoarea etapă, a patra, depresia. Te lovește în cele mai nepotrivite momente, cum ar fi zile de naștere, concedii, aniversări. Reluarea filmelor noastre preferate la televizor sau restaurantele în care aveți amintiri împreună te deprimă. La două noapte ești perfect treaz și nu poți dormi. Această depresie este adeseori consecința introspecției, deoarece nu poți să gândești greșit și să te simți bine în același timp. Așadar, ce poți face? Învață să-ți disciplinezi gândurile. Stabilește-ți noi obiective în viață. Concentrează-te pe ajutorarea cuiva care experimentează aceeași durere. Când Iov s-a rugat pentru prietenii săi, Dumnezeu l-a vindecat și i-a redat toate averile. Vezi Iov, capitolul 42, versetul 10. El, Dumnezeu, te va ridica și pe tine. Deci, nu înceta să te încrezi în El și nu-ți pierde curajul. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să-ți revii după divorț? Partea a treia. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Roman, capitolul 4, versetul 18. Să analizăm ultimele trei etape implicate în procesul de refacere după divorț. Începusem data trecută o scurtă trecere în revistă. Reamintesc, primele patru au fost negarea, mânia, negocierea, depresia. Etapa a cincea, acceptarea. Da,
acceptarea poate veni și va veni în cele din urmă. În acel moment, uneori vei avea sentimentul vinovăției pentru că nu te mai simți deprimat și supărat. Ce se întâmplă? Ai încetat să te mai lupți. Lupta lăuntrică s-a sfârșit și ai început să experimentezi pacea. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Vezi și Filipeni, capitolul 4, versetul 7. Etapa 6 este speranța. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el, e vorba despre Avraam, a crezut, întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu de plin încredințat că el, ce făgăduiește, poate să-și împlinească. Am citit versetele 18 și 20 din Romani, capitolul 4. Când ceva din tine revine la viață și spune, voi trăi din nou și voi iubi din nou, viața mea nu s-a terminat, în acea clipă, redescoperi un nou scop, dezvolți noi relații și începi să te întărești. Din punct de vedere emoțional, îmbătrânești repede. Și lucrul acesta devine un avantaj. Etapa 7 este împlinirea. Spui, la fel ca David, nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Psalmul 118, versetul 17. Fie că este vorba despre o nouă direcție, despre o altă carieră sau de o anumită realizare, Dumnezeu va avea grijă să găsești din nou împlinirea. Lângă Dumnezeu este locul în care nu vei găsi deznădejde și nu mai trebuie să rememorezi vechi amintiri ale eșecului sau ale trădării. Dumnezeu, care a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi, Apocalipsa, capitolul 21, versetul 5, îți dă un nou viitor, iar tu vei refuza să trăiești cu suferința din trecutul tău. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu este pentru mine. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Roman, capitolul 8, versetul 31. Întrebarea nu e pur și simplu cine va fi împotriva noastră, căci răspunsul este ușor de găsit. Boala, inflația, corupția, epuizarea, calamitățile, temerile. Adevărata întrebare este aceasta: dacă Dumnezeu este pentru noi, să citim aceste cuvinte rar, accentuându-le pe fiecare în parte. Dumnezeu este pentru tine. Poate părinții te-au uitat, poate profesorii te-au ignorat, poate frații tăi te-au făcut de râs, dar cel care ți-aude rugăciunile este cel ce a creat oceanele, Dumnezeu. Dumnezeu este pentru tine. Nu poate sau a fost sau ar fi sau va fi dacă, ci este. Dumnezeu este pentru tine astăzi, în clipa aceasta, când auzi sau citești această afirmație. Nu trebuie să aștepți la rând să te întorci mâine. El este cu tine. El nu ar putea fi mai aproape de tine decât este în acest moment. Loialitatea sa nu ar crește dacă ai fi mai bun și nici nu se va micșora dacă ai fi mai rău. El este cu și pentru tine. Dumnezeu este pentru tine. Ești prea obosit ca să mai continui? El te va duce în brațe. Ești prea descurajat ca să mai lupți? El va lupta pentru tine. Întoarce-te spre tribune. Acolo e Dumnezeu care te aclamă. Uită-te la linia de sosire. E Dumnezeu cel care îți aplaudă pașii. Dumnezeu este pentru tine. Dumnezeu are un calendar și pe el este încercuită ziua ta de naștere. Dacă ai o mașină, el este cel care ți-o conduce. Numele tău este scris în cartea vieții mielului. Tu știi deja că ai fost salvat și știi care este prețul. Iată că te-am săpat pe mâinile mele, scrie în Isaia la capitolul 49, versetul 16. Așadar, când te trezești în fiecare dimineață, uită-te în oglindă și repetă-ți, Dumnezeu este pentru mine. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ai nevoie de o viziune. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus. Iacov, capitolul 1, versetul 17. Dacă viziunea ta în viață este să devii cât de bogat poți și să strângi fiecare bănuț pe care îl câștigi pentru a-ți satisface toate capriciile, viziunea ta nu este de la Dumnezeu.
Dar dacă viziunea ta este să ai succes, să folosești succesul pentru a-i binecuvânta pe ceilalți și să împlinești planurile lui Dumnezeu pe pământ, atunci viziunea ta este de la Dumnezeu. Când l-a chemat pe Avraam, Dumnezeu i-a promis 3 lucruri. Te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Geneza, capitolul 12, versetul 2. Trebuie să înțelegi un lucru. Orice viziune prețioasă vine de la Dumnezeu, fie că are sau nu are legătură cu așa numitele chestiuni spirituale. Fie că persoana cu viziune înțelege sau nu de unde îi vine viziune. Biblia afirmă clar, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Noi avem tendința de a ne organiza viața pe compartimente, de a-L vedea pe Dumnezeu având influență și relevanță când vorbim despre viziuni, misiuni și obiective spirituale. Sfântul Augustin a spus, fiecare creștin să înțeleagă că oriunde se găsește adevărul, acesta aparține stăpânului său. Am încheiat citatul. Dumnezeu este izvorul oricărui adevăr și sursa tuturor viziunilor de valoare. Întrucât El ți-a dat viziunea, trebuie să te dăruiești întru totul ei în fiecare zi. Psalmistul a spus, mărit să fie Domnul care vrea pacea robului său. Psalmul 35, versetul 27. Când îl ai pe Dumnezeu ca partener, te poți aștepta să reușești. Și vei reuși. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Când ai de-a face cu oameni dificili, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Iacov, capitolul 1, versetul 19. Singura soluție ca să poți evita contactul cu oamenii dificili este să te muți pe o altă planetă. Ființele umane sunt un amestec de vicii și de virtuți și până nu înțelegi lucrul acesta, nu vei izbuti să trăiești sau să lucrezi cu ele. Se spune că un călugăr s-a dus la o mănăstire și a depus jurământul tăcerii. Odată pe an, el era invitat să se înfățișeze înaintea unei abate și îi se dădea voie să spună ceva. După primul an, când a fost întrebat ce are de spus, el a răspuns, patul este prea tare. La sfârșitul celui de-al doilea an, când i s-a adresat aceeași întrebare, el a răspuns, încăperea este prea mică. La sfârșitul celui de-al treilea an, când a fost întrebat, el a răspuns, mâncarea este groaznică, renunț. În acel moment, abatele a zâmbit ușurat și a spus, slavă Domnului, pentru că nu ai făcut altceva decât să te plângi de când ai venit aici. Ai înțeles? Chiar dacă te-ai duce la mănăstire, tot ar trebui să ai de-a face cu oameni dificili. Așadar, ce poți face? Învață de la fermier. El pune sămânța, smulge buruienile și sapă, știind că recolta va veni în cele din urmă, dacă face cu răbdare aceste lucruri. E unul din motivele pentru care Iacov scrie, știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Iacov, capitolul 1, versetele 19 și 20. Nu există scurtături. Singura modalitate prin care poți avea o relație bună este să lucrezi la asta și să ai răbdare. Astfel, Dumnezeu va binecuvânta acea relație. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Procesul păcii. Multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire. Psalmul 119, versetul 165. Unul din ultimele lucruri pe care Domnul Iisus le-a spus ucenicilor săi înainte de plecarea sa din această lume a fost acesta. În lume veți avea necazuri. Ioan, capitolul 16, versetul 33. Și a avut dreptate, nu-i așa? Cu toții le experimentăm. Stres, solicitări la locul de muncă, termene limită, așteptări, presiuni personale care ne apasă și care încearcă mereu să ne răpească pacea pe care ne-o dorim cu disperare sau bucuria. Conflicte, lipsuri. Nimeni nu este imun la stres, la frustrare și la sentimentul că ne aflăm pe autostrada vieții. Soluția nu se poate găsi într-o pastilă, în bunuri materiale sau în plăceri. Toate acestea ne epuizează. Biblia vorbește despre 3 feluri diferite de pace.
să ne uităm puțin la fiecare dintre ele. Întâi, pacea cu ceilalți. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii, scrie în Epistola către Romani, capitolul 12, versetul 18. Aceasta este o pace exterioară, necesară pentru ca relațiile interumane să înflorească. Apoi, în al doilea rând, pacea cu tine însuți. Pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre, Coloseni, capitolul 3, versetul 15. Aceasta este pacea lăuntrică, o odihnă a minții și a sufletului, care ne scapă multora dintre noi. În al treilea rând, pacea cu Dumnezeu. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Romani, capitolul 5, versetul 1. Aceasta este pacea veșnică care vine din cunoașterea faptului că ai o relație corectă cu Dumnezeu. Iată ce se întâmplă. Când ai pace cu Dumnezeu, ai pace cu tine însuți. Și când ai pace cu tine însuți, vei avea pace și cu ceilalți. Acesta este, pe scurt, procesul păcii. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Sinceritatea pe trei niveluri. Fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul. Efeseni, capitolul 4, versetul 25. Să spui adevărul pare un lucru simplu. Dar pentru asta e nevoie de dedicare pe trei niveluri. Întâi, nivelul verbal. Când ești descoperit că ai mințit, încrederea pe care ceilalți o au în tine este subminată. De exemplu, când un soț sau o soție neagă faptul că a cheltuit tot bugetul familiei sau ascunde că are o problemă cu alcoolul, inevitabil apare necazul. Dar când fiecare știe că celălalt spune adevărul în dragoste, relația se întărește și rezistă în fața furtunii. Efeseni, capitolul 4, versetul 15. Un al doilea nivel, nivelul comportamental. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Am citit versetul 10 din Luca 16. Sheryl Richardson spunea: integritatea este cheia unei vieți autentice. Am încheiat citatul. Devii cunoscut drept o persoană integră atunci când te ții de cuvânt. Așadar, când îți iei un angajament, du-l la capăt, chiar și atunci când te costă sau când primești o ofertă mai bună. Un al treilea nivel al sincerității? Nivelul practic. De ce e atât de greu să spunem adevărul? Pentru că fiecare relație din viața noastră se bazează pe încredere. Când nu te comporți sincer, 1. Ajungi să-ți pierzi influența și respectul celorlalți, apoi trăiești cu teama de a nu fi descoperit, ceea ce te face să te simți nesigur și te obligă să trăiești pe două niveluri, percepția publică și lupta personală. În al treilea rând, te îngrijorezi pentru ceea ce ai spus și cui ai spus. Apoi, ajungi în punctul în care nu mai ai încredere sau nu-i mai crezi pe ceilalți pentru că, după cum îți trăiești viața, așa îți judeci aproapele. În al cincilea rând, ajungi să gândești că toată lumea minte. Problema cu acest fel de gândire e că nici tu nu poți avea încredere în ei. Așa că, dacă ai o problemă cu sinceritatea, cere astăzi ajutorul Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Stabilește reguli de viață pentru copiii tăi. Ce va trebui să păzim cu privire la copil și ce va fi de făcut? Judecători, capitolul 13, versetul 12. Când Dumnezeu i-a spus lui Manoah, tatălui Samson, că va avea un fiu la bătrânețe, acesta a întrebat: ce va trebui să păzim cu privire la copil și ce va fi de făcut? Ei, iată un tată înțelept. El a știut că pentru a-și putea împlini destinul, fiul său trebuia să fie crescut după anumite reguli. Copiii se simt mai în siguranță și au tendința să se dezvolte mai bine când știu care sunt limitele. Imaginează-ți că mergi cu mașina pe un pod suspendat la o înălțime de 300 de metri. Pentru cei care trec pe acolo pentru prima oară, pare o experiență înfricoșătoare. Nu trebuie să fii un copilaș ca să fii înfricoșat de priveliște și să spui: „Pai, dacă am cădea de aici, praf ne-am face.” Să presupunem că nu ar exista parapete de o parte și de alta a podului. Cum ai învârti volanul? Chiar spre mijlocul drumului, desigur. Chiar dacă nu intenționezi să lovești balustradele de protecție, te simți mai sigur când știi că există.
La fel este și cu copilul tău. El trebuie să știe care sunt regulile de viață și că le vei aplica cu seriozitate. Când regulile sunt clare acasă, copiii trăiesc în siguranță. Câtă vreme stau în interiorul acelor limite rezonabile bine marcate, există bucurie, libertate, acceptare. Poate copiii tăi nu recunosc faptul că își doresc să fii șeful, dar respiră mai ușurați când ești. Concluzie. Când Dumnezeu îți dă copii, este de fapt un proiect pe 20 de ani cel puțin. În tot acest timp, îi pregătești fie pentru eșec, fie pentru succes. Alegerea îți aparține. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Învață să te rogi. Duhul mijlocește pentru noi. Romani, capitolul 8, versetul 26. Rugăciunea nu este ceva firesc pentru noi. Tendința noastră naturală este să depindem cât mai puțin de altcineva decât de noi înșine. Unii nici nu au învățat încă să se roage. Alții nu se roagă suficient de mult pentru că nu se simt în largul lor. Iar alții nu înțeleg suficient din cuvântul lui Dumnezeu pentru a se ruga biblic și a vedea rezultatele. Oricare ar fi cazul, nu avem scuze că nu ne rugăm. Duhul Sfânt care locuiește în noi ne poate clarifica, corecta, schimba rugăciunea, pentru că atunci când ajunge la Dumnezeu, să poată fi primită. Biblia spune, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este nezuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinții după voia lui Dumnezeu. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Romani, capitolul 8, versetele de la 26 la 28. Pentru binele cui lucrează toate lucrurile împreună? Pentru binele fiecăruia care crede? Nu, pentru binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Și mult mai important, pentru binele celor ce au învățat să lase pe Duhul Sfânt din ei să se roage, pentru că ceea ce cere El va fi întotdeauna după voia lui Dumnezeu. A învăța să te rogi e ca și cum ai învăța o limbă străină. Cea mai bună metodă este să trăiești într-un mediu în care se vorbește această limbă. Așadar, dacă dorești să înveți cum să te rogi, trebuie 1. Să petreci timp rugându-te. 2. Să petreci timp cu cei ce obișnuiesc să se roage. 3. Să lași Duhul Sfânt să te conducă și să te călăuzească. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Fă întotdeauna mai mult decât ți se cere. Voi fiți, deci, desăvârșiți. Matei, capitolul 5, versetul 48. Domnul Iisus a spus, dați și vi se va da, ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Luca 6, versetul 38. Să remarcăm faptul că El nu a spus să dați numai celor ce vă pot da înapoi. John Bunyan, autorul Călătoriei creștinului, a spus, nu ai trăit astăzi dacă nu ai făcut ceva pentru cineva care nu-ți poate răsplăti. Pe vremea Domnului Iisus, un soldat roman avea dreptul de a obliga un civil evreu să-i care bagajul pe o distanță de până la o milă, aproximativ 1,5 km. Dacă erai evreu și dacă refuzai să faci așa ceva, suportai consecințele. Așa că dacă mergeai prima milă, făceai numai ceea ce era obligatoriu. Apoi a apărut Iisus și a spus, dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Matei, capitolul 5, versetul 41. De ce? Pentru că slujirea cu o milă în plus îți dă posibilitatea de a avea un impact în viețile celorlalți. O persoană dispusă să meargă o milă în plus este o persoană care îi pasă mai mult decât cred ceilalți că este potrivit, riscă mai mult decât cred ceilalți că e sigur, visează mai mult decât cred ceilalți că e practic, crede mai mult decât cred ceilalți că este posibil, și dăruiește mai mult decât cred ceilalți că este nevoie. Iată ce concluzie trage Domnul Iisus.
dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți, deci, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Matei, capitolul 5, versetele 46 până la 48. Așadar, fă întotdeauna mai mult decât ți se cere. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ți-a dat Dumnezeu o viziune? Scrie prorocia și sapă pe table ca să se poată citi ușor. Habacuc, capitolul 2, versetul 2. Când Dumnezeu îți dă o viziune pentru viața ta, scrie-o, ține-o tot timpul la vedere și trăiește-o. Tu spui, dar nu văd cum ar putea deveni realitate. Biblia adaugă, tot aici în Habacuc, capitolul 2, dar în versetul 3, căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Poate nu știi cum să ajungi din locul în care te găsești chiar acum, în locul unde te va duce viziunea ta în final. Dar Dumnezeu știe, așa că roagă-L să-ți arate încotro te duce următorul pas. Fie că ești în închisoare ca Iosif, la cantina săracilor din oraș sau acasă având grijă de copilași, Dumnezeu va împlini viziunea pe care a pus-o în inima ta. Cu cât te vezi mai mult într-o poziție de conducere, lansându-ți propria afacere, slujind în lucrarea lui Dumnezeu, scriind prima ta carte sau ajutându-i pe alții prin darurile tale, cu atât mai curând lucrurile acestea vor deveni realitate. Înainte ca o viziune să devină clară, Dumnezeu ne-o arată de departe, ca pe o fotografie în procesul de developare și care trece de la nimic la contururi șterse și de la culoare stâmpată la o rezoluție clară. Așadar, ia-ți viziunea și trăiește-o. Las-o să te motiveze să-ți pui în aplicare la maximum abilitatea pe care o ai în postura prezentă, în timp ce rămâi conectat la comunicarea cu Cel ce te cunoaște și te iubește cel mai mult. Astăzi, roagă-te, Doamne, știu că locul unde mă găsesc acum nu este locul în care mă vrei mereu. Descoperă-mi viziunea ta pentru viitorul meu, pentru ca înțelegerea mea să crească după timpul stabilit de tine. Dă-mi răbdare pe cale și credință, ca să am încredere că tu lucrezi întotdeauna spre binele meu. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Privește înainte. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Filipeni, capitolul 3, versetul 13. Înăuntrul tău se află anumite lucruri pe care trebuie să le rezolvi, dacă dorești să mergi mai departe. Toate experiențele pe care le-ai avut de la naștere până în prezent te-au ajutat la modelarea propriei tale persoane. Lucrurile care ți s-au întâmplat, bune sau rele, sunt mijloace și instrumente care determină modul în care te vei comporta și vei reacționa tot restul vieții. Pavel spune astfel, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Poate că te întrebi, dar ce trebuia Pavel să uite? Multe. La ordinele lui Pavel, Ștefan, primul martir creștin, a fost omorât cu pietre în timp ce el privea. Înainte de a se întâlni cu Hristos pe drumul Damascului, Pavel obișnuia să ducă la închisoare și să trimită la moarte mulți creștini. În realitate, dacă nu și-ar fi învins trecutul, el nu ar fi scris jumătate din Noul Testament și nu ar fi contribuit la întemeierea bisericii care dăinuie de peste două milenii. Oare Pavel a fost desăvârșit? Nici pe departe. De aceea a scris el, vă recitez versetele de la 12 la 14 din Filipeni, capitolul 3, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Am încheiat citatul. Singurul loc în care trecutul poate avea viață este în mintea ta.
ci singura putere pe care o are asupra ta este cea pe care o dai tu. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Privește țintă la Hristos, nu la trecutul dureros. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Încrederea în Dumnezeu îți aduce bucurie și pace. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca să fiți tari în nădejde. Romani, capitolul 15, versetul 13. Este mult mai simplu să te încrezi în Dumnezeu decât să nu te încrezi în El. Când te îndoiești de Dumnezeu, de cuvântul Său și de promisiunile Lui, rămâi singur cu propriile tale planuri și argumente rezonabile atunci când trebuie să rezolvi anumite probleme. Drept consecință, devii stresat. Stai o clipă și citește, ascultă următoarele trei versete, apoi gândește-te cu atenție la semnificația lor. Cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit El. Evrei, capitolul 4, versetele 2 și 3. Câteva versete mai încolo, versetul 10 din Evrei 4. Cine intră în odihna Lui, se odihnește și El de lucrările Lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Și în sfârșit, Matei, capitolul 11, versetul 28, în care Domnul Iisus spune: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Adică vă voi ușura, vă voi alina, vă voi împrospăta sufletele. Cum trebuie să te apropii de Dumnezeu? Prin credință. Biblia spune: fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei, capitolul 11, versetul 6. Asta înseamnă că atunci când vii la Dumnezeu, trebuie să crezi. Când crezi, vei primi bucuria și pacea sa. Aceste două lucruri sunt voia lui Dumnezeu pentru tine. Ele au fost cumpărate și plătite la cruce. Lucrarea de la Golgota lui Hristos a încheiat deja. Și singurul lucru care mai trebuie împlinit este să crezi în ea. Atunci Dumnezeu va răspunde și te va binecuvânta în orice vreme. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Recunoașteți prejudecățile ascunse. Dumnezeu nu este părtinitor. Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 34. Mulți dintre noi suntem ca acea femeie care, la o întâlnire de rugăciune, a spus: iubesc pe toată lumea. Problema este că spune acest lucru cu ochii închiși. Discriminarea ne face să acceptăm, fără să punem prea multe întrebări, opiniile și prejudecățile pe care le-am auzit pe parcurs și verdictele celor cu vederi înguste. Rare ori ne oprim să întrebăm: e corect așa? Sau, mai important, e după voia lui Hristos? Discriminarea îi trimite pe oameni spre o cetățenie de mâna a doua, din cauza culorii, genului, statutului economic, religiei sau circumstanțelor de la naștere. Uneori, predilecțiile noastre sunt atât de adânc înrădăcinate încât nu le vedem în noi înșine și ne pierdem cumpătul când suntem confruntați cu ele. Dumnezeu însă nu ne lasă singuri. Pavel l-a confruntat pe Petru, viitorul lider al bisericii, referitor la problema discriminării. El, scrie Pavel despre Petru, în Galateni, capitolul 2, versetul 12, mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Am încheiat citatul. Pavel nu i-a acordat lui Petru circumstanțe atenuante doar pentru că avea alte calități creștinești. Nu. Comportamentul său îi rănea pe oameni și aducea o reputație negativă bisericii. Unul dintre versetele cele mai des citate din Biblie este acesta: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan, capitolul 3, versetul 16. Să remarcăm și să reținem expresia oricine crede. Asta înseamnă că toți suntem egali la poala crucii. Acolo Dumnezeu nu face nicio deosebire.
înainte de a confrunta prejudecata din viața altcuiva, mai întâi trebuie să o confrunți pe a ta. Deci, recunoașteți prejudecățile ascunse și confruntele.